Rosie și prietenii ei. Misterul celor patru pene. Turboreactoare la putere maximă! Sunt mai iute ca tine oricum, Will. Haide, mașină! Haide! Hai! Haide, Rosie! Mierlă! Nu pot sta! Sunt tare ocupată! Da! Am învins! Bravo mie! Sunt campion! Țup, țup! Cine a învins? Nu sunt sigur. Trebuia să fii atent. Am fost, dar nu și la final. Oricum nu contează, căci am învins. Eu am învins. Rosie, ai spus că ar fi distractiv să facem prăjituri. Sper că te pricep mai bine la prăjituri decât la curse. Altfel, cuiva-i va pica rău la stomac. Dar eu am învins. Fulgi de ciocolată, te rog. Rosie? Nu cred că nu m-ai văzut câștigând cursa. Scuze, Rosie, Mierlă mi-a distras atenția. Rosie? Ce? Nasturele meu! Unde a dispărut? Nu știu. Cel puțin vestea bună e că nu e în aluat. Probabil a căzut în timpul cursei. Trebuie să-l găsesc. Mai repede, Moș Martin. Trezirea, Martinel. E foarte târziu. De ce nu a sunat ceasul? Unde e ceasul? Nici eu nu-mi găsesc ursulețul. El nu pleacă niciodată singur. Aveam ceasul acela de când eram pui. Stai, asta ce-i? Și eu am găsit unul. Le deschidem? Nu știu, ursulețul ar ști. Mi-aș dori să-l găsesc. Bine, Țup-Țup, aici am început cursa. Să căutăm nasturele. Ai iertare, Rosie, învingătorul se plimbă. Un pachet. O fi ziua cuiva, Rosie. Lasă asta, Țup-Țup. Cu cât găsesc nasturele mai repede, cu atât mai repede îl pot înfrânge pe Will din nou. Să vedem acasă la Martinel. Am fost pe acolo azi dimineață. Bună, Rosie. Bună, Țup-Țup. Și voi ați găsit un pachet. Uite. Grozav, dar eu mi-am pierdut nasturele. Mie mi-a dispărut ceasul. Și mie ursulețul. Cineva sigur le-a luat, Țup-Țup. E nevoie de o anchetă serioasă. Deci, ție ți-a dispărut ceasul. Cât era ora? Nu știu, nu aveam ceas. Ar fi trebuit să aduc prăjiturile. Ancheta asta îmi face foame. Păzea! Stop! Stop! E o anchetă serioasă! Stop! Stop! Încerc eu! Gogoș! Plac, gogoșule! Plac, gogoșule! Plac, gogoșule! Bravo, Rosie! Acum, ce ați făcut astă dimineață, ghindelor? Am sărit! Înțeleg. Și de ce săreați voi? Pentru că asta facem noi! Le trebuie ajutorul cuiva inteligent. Eu sunt acela. Mă gândeam la Safi. Haide! Rosie și Țup-Țup, ce surpriză plăcută! Bună, Safi! De unde știai că suntem noi? Eu știu multe lucruri. Și am auzit chiore în stomacul lui Țup-Țup. Scuze! Rosie, apropie-te, copilă. Ce te necăjește?
Cineva ia lucrurile noastre preferate și nu reușim să găsim făptașul. Spune-mi, deșertul merge oare după ploaie? Sau mai degrabă ploaia găsește deșertul? Dar acum nu plouă. Cred că spune că în loc să căutăm noi făptașul, să lăsăm făptașul să vină la noi. Mersi, Safi. Trebuie să întindem o cursă. Will! Vrei să ieși iar pe locul 2, Rosie? Nu, nu vreau să te înfrâng încă, Will. Întâi vreau să împrumut mingea ta. Bine, bine. Dar ai grijă de ea, e cea mai bună. E pe mâini bune, te asigur. Mă duc la stejar. Iată momeala. Acum doar așteptăm. Cel care ne ia lucrurile va încerca să ia și mingea lui Will. Noi doar așteptăm și îl prindem. Oh, bună! Ne gândeam că vă e foame. Și v-am adus prăjituri. Mersi. Deci, de cine ne ascundem? Îl vom prinde pe cel care ne ia lucrurile. Folosim mingea lui Will ca momeală. Care minge? A dispărut! Oh, mingea bună a lui Will! Rosie, tu ai promis că e în siguranță! Știu! Să îl căutăm! Sunt sigură că va înțelege! A dispărut, dar era preferata mea! Regret! Oh, văd că astăzi chiar nu mă pot face comod. Scuze, Will, încercam doar să ne recapătăm lucrurile. Poate acum le putem deschide. Poate sunt bilețele înăuntru. Sau pene? Deci, dacă aflăm ale cui sunt penele, aflăm cine ne-a luat lucrurile. Oh, de la mine se aude. Oho, seamănă cu ceasul meu. Se aude de acolo. Așa e mai bine. Nasturele meu! Mirlă! Cra? L-am găsit pe cărare. Ursulețul meu! Mingea mea! Mirlă! De ce ai luat ce nu îți aparține? Pentru că am văzut că fiecare are un lucru special și voiam să am și eu unul. Deci m-am gândit să fac un schimb. Știi că pentru asta trebuie să ceri voie, Mirlă. Știu. Și am aflat că speciale pentru mine sunt doar penele mele. Am renunțat la toate, chiar și la rezerve. Acum e dor de ele. Tuturor le e dor de lucrurile lor. De aceea sunt speciale. Să știi că ursulețul te poate vizita oricând vrei tu. Și poți împrumuta ceasul meu. Și poate mingea mea. Dar data viitoare întreabă întâi bine. Îmi pare rău pentru ce am făcut. Îmi doresc să mă pot revanșa. Poți! Ne întrecem, Will? Propulsoarele sunt gata de cursă! Mă apropii! Deci, rezultatul a fost strâns, dar învingătoare este Rosie! Da! Mersi pentru cursă, Will! Cea mai bună de mult timp! E în regulă, e ultima pe care o câștigi! Sclipitor! Da! Chiar așa! Țup, țup! Tu la ce ții cel mai mult? Variază! Este dinozaurul, yo-yo-ul, uneori este papagalul de gumă sau patinele cu rotile. Trebuie să fie ceva la care să ții cel mai mult. Păi, da. Care? Păi, sunt de fapt
două lucruri la care țin. Sup, sup, hotărăște-te! Poftim! Rosie și prietenii ei. O surpriză de surpriză. A fost un mic dejun delicios și acum avem toată ziua pentru joacă. Să ne costumăm pentru început, vino! Astăzi nu pot. De ce nu? Trebuie să împrumut o carte de la Holly. Oh, bine, vin și eu cu tine atunci. Regret, dar trebuie să mă duc singur, pa! Singur? Dar de ce? Oh, Țup, Țup, ai plecat fără ca Rosie să intre la bănuieli? Da, totul decurge conform planului. Bine, în sfârșit a sosit ziua prieteniei. Putem să-i arătăm lui Rosie cât de mult înseamnă ea pentru noi. Eu vreau să-i mulțumesc pentru că m-a ajutat să-mi sap grădina ca să plantez morcovii. Eu vreau să-i mulțumesc că m-a ajutat să-mi pictez aeroplanul. Rosie m-a ajutat să fac brățara asta. Oh, iar mie mi-a dat pietricelele astea să-mi împodobesc cuibul. Eu vreau să-i mulțumesc că mă vizitează zilnic. Și eu că se joacă mereu cu mine. Deci, vrem să dăm o petrecere surpriză în cinstea lui Rosie. Bine, prieteni, alinierea. Să știți că petrecerea asta implică o bună organizare. Eu sunt pasărea ideală pentru treaba asta. Holly, e rândul tău să faci tortul și insignele prieteniei. Da, Mierla. Will, treaba ta e să faci afișul de ziua prieteniei. Da, Mierla. Țup, țup, tu o să culegi fructe, iar treaba ta, Moș Martin, e să umfli baloanele. Da, Mierla. Iar eu lucrez la poezia prieteniei. Bine, prieteni, la muncă! Mierla, tu nu ai nimic de făcut. Am cea mai importantă treabă. O să o țin ocupată pe Rosie ca să nu afle despre surpriză. Oh, desigur. Și acum să ne apucăm de lucru. Țup, țup? Ciudat. A zis că o să împrumute o carte de la Holly. Țup, țup! Oh, oh, oh! Oh! Unde s-a dus? Ah, Rosie! Am ceva foarte important să-ți arăt! Haide! Bun! Cum merge treaba? Bine? Bine! Excelent! Pot să vă spun că m-am descurcat de minune să o țin ocupată pe Rosie. Chiar sunt minunată la genul ăsta de treabă. Mierlă, dacă tu ești aici povestindu-ne ce treabă bună ai făcut, atunci unde-i Rosie? Alo? De ce-i ușa încuiată? E Rosie! Nu se poate să vadă astea, o să strice surpriza. Aici erai. Ce se petrece acolo? N-am timp de asta. Mai e ceva foarte important pe care vreau să ți-l arăt. Vino! Era cât pe ce. Vezi cum apa se ridică, apoi coboară, apoi se ridică, apoi coboară. E o fântână frumoasă, dar o văd în fiecare zi. Apoi sus, apoi jos. Mierlă, vrei să ne jucăm de avați ascunselea? Da! E jocul meu preferat! Ascunde-te! E un număr până la 20. Până la 30. 1, 2, 3, 4. Wow! Scuze! E întreg? Da, e întreg. Salut, Rosie! Unde vă duceți? La plimbare!
Și ce aveți acolo? Nimic. Pot să mă uit atunci? Te-am găsit! Nu te prea pricep să te ascunzi, nu? Să te ascunzi? Parcă tu trebuia... Ne jucăm puțin de a v-ați ascunselea. Hai, Rosie, mai e ceva foarte important ce trebuie să îți arăt. Pa, Rosie! Da, categoric o pasăre verde aurie foarte colorată a trecut pe aici. Dacă o vom aștepta în mare liniște mai mult timp, poate că o să o vedem. Serios? Da! Pasărea verde puțin colorată e foarte timidă. Parcă spuneai că e o pasăre verde frumos colorată. Da, alea sunt și mai timide, de la pete. Ce fac Țup-Țup și Will acolo? Nu! Pasărea și-a luat zborul! Nu-i nimic, vino! Mai e ceva foarte important de făcut. Și ești sigură că ți-ai scăpat pietricica lucioasă aici? Da! Moș Martin, Holly! De ce se poartă toată lumea atât de ciudat astăzi? O să aflu ce se petrece. Nu! Nu! Poate am pierdut-o undeva mai departe. Poți să te uiți acolo, te rog? Rosie, am impresia că te frământă ceva. Toată lumea se poartă ciudat azi și vreau să știu de ce. Pare să fie un mister, dar ține minte, e mai bine să lași nedeslușite unele mistere. Dar vreau să știu! Mierlă, aici! Ce e? Mi-ai găsit pietricica? Nu, dar am găsit ceva strălucitor și lucios. Ce anume? Era pe aici, pe undeva. Caută mai departe. Unde ești? Lucru strălucitor? Hai la mierlă! N-are rost. Rosie, nu pot. Rosie? Aha! V-am prins! Rosie! Ce faceți? Ce-i cu toate astea? Dați o petrecere fără mine? Nu! Organizam o petrecere surpriză pentru tine, de ziua prieteniei. Fiindcă ești o prietenă specială pentru noi toți. Dar acum nu mai e o surpriză. Scuze, prieteni! Rosie, a spus că e ceva... Am stricat surpriza. Îmi pare rău, prieteni. Ce-i de făcut acum? Cum să dăm o petrecere surpriză când nu mai e o surpriză? O surpriză este ceva la care nu te aștepți. Orice? Nu o să mai dăm petrecerea. Strângem lucrurile acum, Rosie. Îmi pare tare rău. Nu contează. O să mai fie și alte surprize. Rosie, am nevoie de ajutor. Am mai scăpat o piatră sclipitoare și nu o găsesc. Pe bune? Cred că trebuie să fie pe aici, pe undeva. Mierlă, uite, am găsit-o! Surpriză! O zi a prieteniei fericită! Wow! Nu am anulat petrecerea. Te-am făcut doar să crezi asta. Ce surpriză plăcută! Mulțumesc, prieteni! Noi îți mulțumim, rău. Și acum poezia mea despre prietenie. Mă scarpini când scoarța mă mănâncă. Ești înțeleaptă, bună, tare ca o stâncă. Rosie, când sub crengile mele ești, fiecare zi e o surpriză lungă. Țup-țup, știi unde sunt biscuiții? Sevi spune că o surpriză e orice la care nu te aștepți. Deci am o surpriză pentru tine, Rosie. Ce surpriză?
Eu l-am mâncat pe ultimul, scuze. Oh, și eu am o surpriză. Rosie și prietenii ei. Holly îmbracă dovlecii. Păzea, Țup-Țup! Gol! E o zi perfectă pentru hocheiul pe gheață. Friguroasă și răcoroasă. După meciul de după masă, Moș Martin ne va servi cu plăcintă de dovleac și ciocolată caldă. Salut, Holly! Vii să te uiți la meciul de hochei de pe rotondă? Și v-am făcut un cadou. Ne-ai făcut un cadou? Îmi plac cadourile. Mersi, Holly. Ta-da! Ca să nu vă fie frig. Ce sunt mai exact, Holly? Șosetuțe pentru urechi. Le-am împletit cu mâna mea. Îți plac? Sunt frumoase și colorate. Nu-i așa, Țup-Țup? Holly le-a făcut special pentru tine. Mersi, Holly. Eu n-am mai primit așa ceva până acum. Ura! Am împletit câte ceva pentru toți. Dacă mă grăbesc, o să le termin la timp înainte de meciul de hockey. Gata pentru meciul de hockey, Moș Martin? N-aș spune, Will. Trebuie să duc dovlecei la adăpost înainte ca vremea să le vină de hac. Ai cultivat o mulțime anul ăsta. O să-mi ajungă toată iarna dacă sunt feriți de frig. Mi-am umplut deja șopronul, așa că pe aceștia îi voi duce în bârlog. Oh, încăperea e plină, Moș Martin. Cioc-cioc! Salut! În calitate de arbitru al meciului de hockey, am venit să văd cum decurg pregătirile pentru ciocolata caldă și plăcinta de dovleac. Am pregătit totul azi dimineață, Mierlă. Frumoasă prăjitură, Moș Martin. Dacă o să poată să fie servită. Mierlă are dreptate, dar cum o să încăpem aici toți după meciul de hockey? Oh, nu m-am gândit la asta. Asta fiindcă dovlecii sunt împrăștiați. Trebuie să îi pui grămadă. Poftim! Ce v-am spus eu? E loc pentru toți acum. A durat atât de mult! Haideți! Rosie și Țup-Țup se întreabă unde am dispărut. Aveți dreptate! Salut, stejar! Uite ce-am făcut pentru tine! Pentru mine? Ești amabilă, Holly. Păi, spune-mi, ce să fac cu ele? O să le porți! Sunt încălzitoare pentru crengi. Încălzitoare pentru crengi? Tuturor o să le fie călduț astăzi. Pleacă-te, stejar! Mersi, Holly! Cu plăcere! Și ceilalți au nevoie de lucrurile împletite de mine ca să le fie cald. Se clatină ca geleul! Scuze, ghindelor, e din cauza încălzitoarelor. Mă mănâncă îngrozitor. Scuze că am întârziat. Moș Martin și-a umplut casa cu dovlecei pentru iarnă. A trebuit să-i aranjăm. Gata de joacă? Sigur! Ce ai pe urechi, Țup-Țup? Șosete pentru urechi, Will. Holly mi le-a împletit. Bine că ție și nu mie. Ocupați-vă locurile! Salut! V-am pregătit câte un cadou. Cadou? Ador cadourile. Poftim, Moș Martin. Ăsta e pentru tine, Rosie. Mulțumesc, Holly. Will, ți-am făcut astea. Mie?
dar sunt uriașe! Holly a muncit pe brânci pentru noi, Will. Sunt de un ajutor uriaș, Holly. Mă bucur că vă plac lucrurile făcute de mine. Sunteți gata de joacă! Fularul! Fii atent, Will! Și bucul e la Moș Martin! Unde a dispărut gheața? Mă descurc, Rosie! Păzea, Moș Martin! Nu iar! Și cred că Will o să marcheze! Să vedem! Și Will cade! Mi-ați spus piedică! E vina ta, Țup-Țup! Nu e vina mea, ci a șosetelor ăstora caragioase! Opa! N-a vorbit serios, nu-i așa, Țup-Țup? Nu-i nimic, Rosie. Țup-Țup are dreptate. La urma urmei n-am făcut lucruri prea utile. Scuze că v-am stricat meciul. Nu pleca, Holly. Mă duc la stejar. Lui măcar i-au plăcut încălzitoarele de crengi. Nu am vrut să o supăr, Rosie. Știu bine, Țup-Țup. Mă duc să-mi cer scuze. Trebuie să-i arătăm lui Holly cât de mult înseamnă pentru noi. Crezi că o să-i mai placă prăjitura cu dovleac și ciocolata caldă la mine acasă? Bună idee, Moș Martin! Mă duc să-i spun! Bine, pregătesc ciocolata caldă. Eu tai prăjitura cu dovleac. Că tot veni vorba de dovleci, sunt așezați bine? Bineînțeles că da! Privește! Păzea, Moș Martin! Nu! Laptele! Și prăjitura! Prăjitura sfărâmată! Mai am aici lapte și tort, dar îmi e teamă că n-avem loc pentru petrecere. Îmi pare rău că nu le port, Holly. Copacii nu au nevoie de încălzitoare pentru crengi. Nu am vrut să te supăr, Holly. De acum o să port șosetele pentru urechi în fiecare zi. E în ordine, Țup-Țup. Nu-s prea potrivite pentru urechi, nu-i așa? Nu. Ar fi trebuit să-l vezi pe Will încercând să țină crosa cu mănușile. Lucrurile împletite de mine au avut măcar un rost. Ne-au făcut pe toți să râdem. Arătăm caragios. Holly, vrem să-ți mulțumim că ai vrut să nu ne fie frig. Vii cu noi în burlogul lui Moș Martin? Îți pregătește o ciocolată caldă specială? Delicioasă! Calamitate, dezastru, o veste îngrozitoare. Petrecerea a fost anulată. În burlogul lui Moș Martin s-au rostogolit toți dovlecii. Au zdrobit totul. Dovleci? Dovleci! Liniște, ghindelor! Dovleci! S-a împotmolit. E în ordine, ghindă. Te scot eu. Mai bine ar rămâne acolo. N-ar mai da de necaz. Să rămână acolo. Desigur, stejar, ești un geniu. Hai, Holly, avem nevoie de toate lucrurile împletite de tine. Gata! Hamacuri pentru dovleci. Modul ideal de a păstra dovlecii, Moș Martin. Mai multe hamacuri, Holly. Nu pot împleti atât de repede. Ar trebui să te ajutăm toți. N-ai uitat ceva, Țup-Țup? Duș, pijamale, spălatul dinților. E totul, nu-i așa? Dar astea,
Chiar trebuie să le port, Rosie. Cine a spus să le porți? Sunt niște huse perfecte pentru crosele de hockey. Rosie și prietenii ei. Apă, apă peste tot. Așa-i mai bine. E rândul meu. Plăcut și răcoros. Ce cald e azi. Se joacă toată lumea cu apă. Salut, Moș Martin. Vrei să ne jucăm în piscina mea? Azi nu, Holly. Privește, trebuie să ud toate legumele. Am pornit! Păstrează-mi și mie niște apă, Mierla! Vin acum! Gata, ar trebui să ajungă. Hei, Lișiță! Vii și tu aici? Acum sunt ocupată, Mierla. Am o gaură în cuib. Adun rămurele să-l repar. Pardon, scuzați deranjul. Suntem noi pe aici, Ned și Matt. Matt și Ned, și ne întrebam... Cine-i șeful pe aici? Nimeni nu e șeful. Aici împărțim totul. Câtă generozitate, nu crezi? Categoric! Mulțumesc! Sunteți foarte săritori! E cam cald pentru toată agitația asta. Zece găleți? Și încă nu e plină? Fiindcă dai pe lângă. Ce-a fost asta? E caniculă mare astăzi. Am absorbit un pic de apă din pământ în rădăcini. Uitasem că și tu ai nevoie de apă. E prețioasă. Fără apă n-ar exista nici plante, nici animale. Eu nu irosesc niciodată. E timpul să-mi refac cuibul. Acum, crenguțe lungi în spate. Bețe! Sunt perfecte! Dacă încep cu gaura cea mare... Cuibul meu! Unde a dispărut? Hei, Rosie, îmi împrumuți furtunul tău? Desigur, Will. Te-am prins. Mașinuța mea e cam prăfuită. Aș vrea să o spăl. Azi e apă peste tot. Grozav, nu? Ce-a fost asta? Ajutor! Nu! Parcă ar fi Holly. Ce-ai pățit, Holly? Rosie, am făcut un lucru îngrozitor. Mi-am umplut piscina cu apă din pârâu. Iar acum... folosit toată apa? Imposibil să o fi folosit pe toată. Nu! Will a folosit multă apă. Să-și spele mașinuța, am văzut eu. Și voi nu, cu stropitorile voastre. N-are rost să dăm vina unii pe alții. Trebuie să lămurim problema. <gântu-i>
Moș Martin, n-ai văzut vreun cuib prin preajmă? Un cuib? Nu, lișiță, l-ai pierdut? Mai rău, mi l-a luat cineva! M-am întors un pic și a dispărut! Vai! Oh, am bețe pentru mături în magazia mea. Le-am putea folosi pentru un cuib nou, dacă vrei. Ce spui? Frumos din partea ta, Moș Martin! Ce-i asta? Oh! Cineva le-a luat pe toate! Exact asta a pățit și cuibul meu! Uite, au scăpat câteva! Să vedem unde duce dâra de bețe! E imposibil să dispară un pârâu! Poate a secat din cauza soarelui! Ce-i cu agitația asta? Hei, cine a luat pârâul? Noi! Am mirosit apa și am folosit toată apa din întreaga lume! Nu știm sigur, Holly! Atunci, unde a dispărut? Nu știu, dar voi afla! Unde te duci? Să aflu unde a dispărut apa! Salut, Rosie! N-ai văzut pe undeva cuibul lișiței? Nu! Și el s-a pierdut? Noi am pierdut pârâul! Unde a dispărut? N-am cuib, n-am apă! Ce-i de făcut? Rosie, ce-i cu larma asta? Parcă ar fi... apă! Rosie, ce caută un zid în pârâu? Nu e zid, e un dig. Grozav, nu-i așa? Tocmai am terminat. Met și Met. Met și Met, vă place casa noastră? Salut! Sunteți castori, nu-i așa? Stejar mi-a zis că trăiesc în apă și ridică diguri ca să prindă pește. Interesant! Ar trebui să încerc și eu. Toate bune și frumoase, dar cine v-a dat voie să luați bețele? Prietenii voștri! Noi? Ei au zis că noi împărțim totul, așa că am luat ce-am găsit. Cred că noi am zis ceva asemănător. Dar n-am spus că pot să ia totul. Și în niciun caz pârâul acesta. E pârâul nostru. Nu, e pârâul lor. Pe care îl împart cu toții. Hai, Matt, să dărâmăm digul chiar acum. O să-l refacem în altă parte. Știm că prezența noastră nu este dorită. O să ne descurcăm fără casă. Sărmani! Stop! Am o idee mai bună! Pârâul e al tuturor, nu-i așa? Da, așa e! Desigur! Să găsim o cale de a-l împărți! Net, Met, puteți dărâma doar o parte din dig? Sigur, imediat! Hei, bețele astea mi-ajung pentru un alt cuib! Vedeți? Ne putem bucura cu toții de pârâu dacă îl împărțim. Da, iar noi n-o să mai irosim apa. Adică nu ne mai jucăm cu stropitorile, dar mie mi-e cald. Dacă împărțim apa... Ești gata, Țup-Țup? Da! Hei! Wow! Ne răcorim și în același timp udăm legumele lui Moș Martin. E rândul tău să uiți florile, Țup-Țup? Da,
dar eu le-am udat ieri. Iar eu le-am udat alaltă ieri. Problema se poate rezolva într-un singur fel. Gata? Gata de o baie bună? Rosie și prietenii ei. Somnul lui Stejar și ghindele. Auzi și tu, Țup-Țup? Muzică! Țup-Țup? Oh, Țup-Țup, tu erai! Oh, ce melodie frumoasă! Mersi, Rosie, eu am compus-o. Ah, sunt impresionată! Și ce zi minunată! E o zi bună pentru joacă! Vino, Rosie! Ui! Trebuie să mă schimb mai întâi, Țup-Țup! Bine, toată lumea! Ce jucăm azi? Oh! Ce-o fi cu ei? Cra! Vă spun eu ce e! Problema e Stejar. Stejar? Este foarte morocănos. De dimineață mi-a spus că am cântat ca o cioară. Cra! Mie nu vrea să-mi înapoieze mingea. E blocată între ramurile lui. Când i-am citit poemul închinat lui, a căscat doar. Atunci când l-am întrebat dacă îmi pot freca spatele de el, mi-a spus să mă scarpin de orice altceva. Uneori e puțin mai morocănos. Nu e doar puțin morocănos, e foarte morocănos. Iar când spun foarte, înseamnă foarte. Cra! Vino, Țup-Țup, să vedem ce se întâmplă. Rosie, auzi și tu ceva? Oh, bună, Țup-Țup! Jos! Nu acolo! Ne vedem mai târziu! Îmi plac gogoșile! De ce s-ar mereu pe mine? Pentru că ești atât de moale! Hai să mergem la Stejar! Vă rog să nu stricați ceva ghindelor, bine? Dă-i drumul! Bună, Stejar! Bună, Rosie! Bună, Țup-Țup! Se cam plânge lumea! Iarăși ghindele astea! Nu ghindele! E vorba... de tine! Oh. Toată lumea spune că ești tare morocănos! Nu mă pot abține! Ghindele m-au ținut treaz cât a fost noaptea de lungă! N-am pus geană pe geană deloc! Sunt frânt! Asta e tot! Știu exact la ce te referi, Stejar! Să știi că și Rosie e morocănoasă când e obosită! Cum? Ce-ar fi să tragi acum un pui de somn cât e liniște? Ne ocupăm noi de ghinde și poate le liniștim puțin. Foarte bine! Ghindelor! Ghindelor! Vreau să vă vorbesc! Cred că ne jucăm cu ele, Rosie! Cra! Trezirea, trezirea, Stejar! Nu trebuie să-ți ceri scuze, a trecut totul. Prieteni? Prieteni, acum nu te supăra, dar aș dori să dorm puțin. Să dormi? Dar eu vreau să ne jucăm. Doresc să dorm. Înțeleg, preferi să dormi decât să fim prieteni, da? Să știi că simt când nu sunt dorit. Cu bine, amice! Definitiv! Grăbiți-vă! Stați! Vrem să vă vorbim! Bine, ghindelor, stați pe loc! Am spus să stați pe loc! Oh, nu! Iar au făcut-o! Au sărit pe mine!
Ce e asta? Eu sunt. Te rog să-mi dai mingea. Te rog. Dar încerc să dorm acum. Iar eu vreau să joc fotbal. Mulțumesc. Poftim, Will. Voiam doar să dorm. Nu pe hamacul meu! Încetați! Ghindelor! Veniți aici! Rosie! Aici erați! Hei! Încetați acum! Veniți aici! E cel mai amuzant joc, Roșie. Nu e un joc. Trebuie să vorbim. Oare ce mai pun la cale? Rosie, ajutor! Vin, Țup, Țup! Salam! Nu vin. Mersi, Rosie. Trebuie să stăm puțin de vorbă. E vorba despre stejar. Nu! Așteptați! Stați! Întoarceți-vă! Nu le vom prinde niciodată. Cum am putea să liniștim ghindele acelea? Privește-le! Trebuie să se calmeze. Te rog să încetezi, Martinel. Acum vreau să dorm. Uite, Țup, Țup, ce liniștite sunt și calme. Melodia ta, Țup, Țup, continuă să cânți. Am o idee. Lasă-le să te urmeze. Bine, micuțelor ghinde. Trebuie să vă cer o favoare mare. E pentru stejar. Vino aici. Asta chiar îmi place. Îmi place foarte mult. Ce sunete frumoase! Îmi place să te revăd zâmbind, stejar. Noi am stat de vorbă, ghindelor, nu? Da, Rosie! Hei, mingea mea! Mersi, stejar! Scarpină-te de mine, Martinel. Haide, haide. Mulțumesc. Bună ziua, Holly. Îmi reciți poezia încă o dată, dacă te rog? Da. Stejar, dragă stejar, ai un suflet minunat, înțelept și cu mult har, de toată lumea iubit. Mulțumesc, Holly. Acum cred că am înțeles cum să liniștesc ghindele. Cu un cântec de leagăn. Cred că am să dorm și eu puțin. Țup, Țup, crezi că sunt morocănoasă când sunt obosită? Eu nu sunt morocănoasă niciodată. Încercam să-l fac pe stejar să se simtă bine. Atunci e bine. Hei, vrei să-ți recit o poezie? E despre tine, Rosie? Da, sigur că da.
Atunci când o văd pe Rosy zâmbind, ziua devine frumoasă. Oh, ce drăguț! Dar asta nu se întâmplă prea des. Mai e și morocănoasă. Foarte amuzant, Țup-Țup. Eu nu sunt morocănoasă. Rosy și prietenii ei. Stejar și Marele Strănut. Ușurel, ușurel. Rosy! N-am fost eu, Țup-Țup. Credeam că tu ai fost. N-am fost eu. Dacă nu tu ai strănutat așa tare, cine a făcut-o? Nu știu, dar sper să n-o facă din nou. Nu, nu. Mai vine unul. Ești bine, Stejar? Ochi tulburi, nas înfundat. Tu, dragul meu Stejar, ai răcit. Gra! Vai, îmi pare rău, Stejar. Nu, sunt bine. O mică mâncărime la nas, atâta tot. O mică mâncărime? A fost cel mai mare strănut dintre toate. A fost... Din nou! Nu cred că Stejar o face intenționat, Martinică. Din nou! Din nou! Nu așa se vorbește cu un stejar care strănută. Martinică, întoarce-te! Din nou! Martinică! Da, știu cum arată o răceală. Cra! Aci! Scuze! Mai mare și mai bun. Așa e mai bine. Gata cu strănutul lui Stejar. Stejar strănută. De ce? Cine știe? Afară nu e sigur. Nu e sigur nici aici. Dacă ești un turn de cărămizi, mă ocup de asta imediat. Ghindelor, terminați odată. Așa. Vezi? E ușor când știi cum... Mersi, Mierlă. Ei, ești puțin mai curat. Puțin. Da, dar nu crezi că miroase puțin delcam? Miros. Cred că te așteaptă baia, tinere. Ce spui? Nu! Martinică, în schimb, poți folosi parfumul meu dacă vrei. Frumos! Eu l-am făcut și eu m-am dat puțin. Cra! Nu vă apropiați, prieteni! Stejar strănută cu forța unei vijelii. Așa e! N-ai mai auzit așa strănuturi. Din nou! Cât de rău poate fi un strănut? Cred că vei afla imediat. Scuze, din nou. A fost cam mare pentru un mic strănut. Cred că Stejar are nevoie de ajutor. Vino! Bună, Will! Zmeul tău e pe jos. Știu asta, Țup-Țup. Nu e vânt. Poate te putem ajuta. Cum? Nu puteți face să sufle vântul? Nu, dar știm pe cineva care poate. Apciu! Wow!
meu! Știu că nu e ușor, Cra, dar trebuie să-ți controlezi strănutul stejar. Încerc, Mierlă, dar îmi vine când mă aștept mai puțin. Aveți grijă, prieteni! Ține-te-vă bine! Mersi, stejar! Eu! Bietul stejar! Bieții de noi, adică! Poftim, Martinică! Ține-te bine! O, scuze, Holly! Holly, ești bine? Așa cred! Să vedem dacă și ceilalți sunt! Țup-Țup și Will și Moș Martin și... Unde-i Martinică? Era aici acum o clipă. Ține-te bine! Martinică! Strănutul lui stejar l-a ridicat în aer. Will, adu mașina. Țup-Țup, scuterul. Urmăriți zmeul ăla. Nu îl mai văd. Încotro. L-am pierdut. Uite-l. Aterizează. Ține-te bine, Martinică. Nu-l vom găsi niciodată, Cra! Ascultați! Safi! L-ai prins! Mulțumesc, Safi! Să te luăm jos, Martinică, da? Știe că poate veni oricând! Safi, ne poți ajuta? Stejar strănută într-una! Ei bine, înghețata unei persoane poate fi spanacul alteia. Adică ar putea fi ceva ce ne place nouă, dar nu și lui stejar. Haideți! Cred că știu ce te face să strănuți, stejar. Repede, înainte să nu strănute iar. Ce este? Tu! Cra? Cum? De fiecare dată când strănută, tu zbori pe lângă el. Cred că penele tale sunt de vină. Penele mele? Frumoasele mele pene? Sunt frumoase, dar Safi a spus că ce e frumos pentru unii poate fi... Oribil? Nu! Nu tocmai frumos pentru alții. Aiurea! Penele mele plac tuturor! Chiar miros frumos acum că Holly le-a dat cu parfum. Parfum? Da! Haideți mirosiți! Feriți-vă cu toții! Cra! Zburați! Să vă salvați viața! Bine, stejar! Dă-i drumul! Îmi pare rău, stejar. Nu voiam să-ți gâdil nasul cu parfumul meu. Nu e vina ta, Holly. Mi-e nasul sensibil de când eram un puiet. De fapt, simt un miros chiar acum. Cred că a venit acum momentul în care trebuie să facem baia, nu? Nu! Poate fi cu spumă și o rățușcă. Rățușcă! Ar fi o idee să faci și tu o baie ca parfumul tău să nu-l mai facă pe stejar să strănute iar. Bună idee, Rosie! Haide, Mierlă! Poți face baie la mine acasă. Bine!
dar eu stau la robinet. Floare la ureche! Nu știu ce era așa complicat. Nu! Foarte nostim! Click pe playlist pentru a urmări toate episoadele. Să ne jucăm! Vesela Răuzi! Vesela Răuzi! Hazuie-n toi, deci hazuie!